Sunt Cristina Munteanu, bun găsit la știrile Antena 3 Pitești. În Lărești, din cauza că a fost depășit cu mult numărul de urși pentru suprafața existentă, aparițiile animalelor în comunitate sunt din ce în ce mai frecvente, în locuri din cele mai neprevăzute. 4 exemplare au sfârșit pe calea ferată călcate de tren. Aparițiile urșilor în comunitățile din zona Mușcel sunt tot mai frecvente, iar pagubele sunt însemnate. Oamenii au depus cereri pentru despăgubiri la prefectura Argeș, iar prefectul Emilian Dragnea le-a propus ca soluție montarea gardurilor care să le împrejmuiască gospodăriile. La Lărești, situația începe să se rezolve fără voie. 4 animale au fost călcate de tren în numai o lună. Cel mai recent caz este cel petrecut la sfârșitul săptămânii trecute într-o zonă locuită. Ursoaica încerca să treacă peste calea ferată venind dintr-o grădină, dar cei doi pui ai săi au fost loviți de un marfar. Măsurile pe care le-am luat noi ca și OAT, ca și din partea Comunei Lărești, am anunțat Direcția de Sănătate Publică, ITRSB-ul și administratorul Fondului de Vânătoare, în speță cei de la Carpatia, care la rândul lor a convocat toată comisia, s-a constatat că au fost călcați de trei și după care am făcut un proces verbal de constatare și au fost îngropați după normele care le-au dumnealor. Situația privind înmulțirea urșilor este din ce în ce mai rea. În Mușcel nu trece o zi fără ca animalele să nu-și facă apariția în preajma gospodăriilor. Roboți ce vor putea fi folosiți în construcții au fost creați de elevii unor licee din Argeș. Adolescenții se pregătesc pentru o competiție ce va avea loc în America, iar tema este să ridice imobile pe alte planete. Profesorii spun că, făcuți la dimensiune mare, roboții sunt viitorul construcțiilor. Elevii din Argeș care s-au înscris în concurs le-au arătat mai întâi proiectele lor unor alți colegi. Robotul cel mai avansat aparține echipei de la Câmpul Mușcel, care a reprezentat România în Statele Unite anul trecut. Atunci au concurat cu Mugurel, iar anul acesta au creat-o pe Măgura, un robot ce poate fi folosit pentru a ridica o casă. Tema de anul acesta avem chestia cu skystone-urile și cu construirea unui oraș nou pe o planetă extraterestră. Și avem misiunea de a aduce minerale noi și a construi și a exploata o planetă nouă. Până la competiția mare, la națională, acest robot care arată acum așa, o să fie asemănător, chiar, poate chiar identic cu cel mare. Și o să facă aceleași task-uri, o să fie la fel de bun, la fel de eficient. Un roboțel ce poate pune cărămidă peste cărămidă a fost gândit de elevii din Pitești. Poate construi la fiecare 2 secunde și, proiectat la dimensiune mare, este capabil să ridice un bloc. Din controller poate să-l și scoată, să-l mute în altă parte. Pentru că asta trebuie să facă sezonul acesta. Să ia cuburi, să le mute și să facă turnuri. E o piesă de Lego mai mare. Impresionați de performanțele adolescenților, elevii mai mici au cerut să se înscrie și ei în club și au venit cu idei diferite despre roboții care să-i ajute la școală sau în viața de zi cu zi. Ai face un robot care scrie? Da. Să scrie și teme? Da. Și în clasă, pentru că uneori nu prea apucăm să scriem. Eu, dacă aș face un robot, cred că l-aș face dansator. De ce? Îmi place așa, să văd lumea cum dansează. Eu nu mă pricep la dans, dar mi-ar plăcea să danseze. Am început competiția în anul acesta în septembrie. Cu bucurie am aflat că numărul echipelor din Argeș s-a mărit și îi onorăm, suntem onorați că Brătianu va reprezenta, va fi și ea parte în acest proiect. Evident că așteptările noastre sunt mari, având în vedere ceea ce am reușit să realizăm anul trecut competițional, calendaristic totul acesta a fost, și mergem cu încredere că ai noștri copii vor duce la bun sfârșit toate proiectele pe care le vor începe. La competiția trecută, elevii din Câmpul Mușcel au fost la un pas de locul întâi în Detroit. Din păcate, un alt robot din concurs a rupt brațul robotului românesc, iar americanii au avut un echipament mai rapid. Jandarmii argeșeni de pază la votare. Jandarmii vor asigura protecția biroului electoral județean, protecția 140 de secții de votare, dar și a urnei speciale. De asemenea, vor asigura securitatea buletinelor de vot, a celorlalte materiale necesare votării, transportului și depozitării. În perioada alegerilor prezidențiale, Jandarmeria Argeș va asigura ordinea și liniștea publică. Sute de jandarmi vor fi așadar în misiune de alegeri pentru buna desfășurare a procesului electoral. Asigurăm ordinea publică pe întreaga perioadă electorală și în mod deosebit în ziua votării, precum și în celelalte zile pe raza județului Argeș. Avem protecția biroului electoral județean Argeș, protecția 140 secții de votare din totalul de 520 la nivelul județului Argeș, protecția
urnei speciale în funcție de solicitare în zonele urbane. Protecția 54 de locuri de depozitare temporare a primării din totalul de 102 la nivelul județului Argeș. Asigurarea securității buletinelor de vot și a celor antimateriale necesare votării, transportului și a depozitării acestora. Asigurarea securității dosarelor întocmite de biroul electoral ale secțiilor de votare de pe raza 18 localități pe timpul transportului acestora la biroul electoral județean Argeș, prefectura Argeș. Tot jandarmii vor asigura ordinea la biroul electoral județean în momentul transmiterii proceselor verbale la biroul electoral, iar pentru gestionarea așteptării vor fi emise bilete cu numere de ordine. Toate aceste activități vor fi desfășurate de aproximativ 400 de jandarmi, care vor avea în sprijin, dacă situația o va impune, efective din cadrul grupării de jandarmi mobile Craiova. S-a stins unul dintre cei mai buni ambasadori ai României, maestrul coregraf Dorin Oancea, fondatorul Festivalului Internațional Carpați, fondatorul celebrului ansamblu Dorul, coordonator a 10 de formații și ansambluri, formator de instructori și coregrafi, autor a multe volume dedicate istoriei dansului și doinei românești. Dorin Oancea a fost distins ca cetățean de onoare al Argeșului, fiu al Argeșului și Mușcelului. UNICEF i-a acordat medalia de argint în domeniul jocului popular, iar orașele franceze Beauvau și Nuit-de-Mine l-au declarat cetățean de onoare. Dorin Oancea, după părerea mea, este personalitatea completă a dansului popular tradițional din Argeș-Mușcel. Cred că este unul dintre cei mai reprezentativi maestri coregrafi la nivel național. L-am cunoscut foarte bine în Casa Creației Populare Argeș timp de aproape 20 de ani. Am lucrat în cadrul multor spectacole. Era genul de om care își dădea sufletul să realizeze ceea ce și-a propus. Venea cei drept și dintr-o comună de la Cerbureni, de pe Valea Argeșului, dintr-un sat de acolo, de munte, un om cu mult bun simț, un om cu o eleganță și un rafinament aparte. Nu spun câte sfaturi, câte lucruri bune ne-a dat, ne-a ajutat în toate lucrurile pe care noi încercam să le realizăm. Fondator al ansamblului Doru, a nenumărate ansambluri din județul Argeș, diferite deprinderi care erau până în 1989, dar și după 1989, unde era chemat acolo, mergea tocmai pentru a da acest sfat, pentru a-i sprijini pe cei care plecau în această taină a dansului, în această zonă, încercau să se inițieze în această zonă a coreografiei. În ultima parte, toate energiile domniei sale au mers către ansamblul Doina Bascovului și acolo a realizat iară lucruri extraordinare, ansamblul Doru, i-a continuat această muncă Cătălin Oancea, fiul lui, și au făcut-o extraordinar, pentru că iată, formau o echipă și așa au reușit să transmită și să totodată să adune generații întregi de dansatori care să promoveze așa cum se cuvine muzica tradițională. Am fost martor la 50 de ani de Centrul Creației Populare Argeș, când ansamblul Doru a avut o reprezentație extraordinară. Martor la 60 de ani de activitate, atât a ansamblului Doru, cât și al instituției Centrului Creației Populare Argeș. Iată, dansatori neînsuflețiți transmiteau acest mesaj al artei coregrafice, iar Dorin Oancea se distingea, era acea personalitate care aducea reușita în cadrul spectacolelor pe care domnia sa le realizează. Fie țărâna ușoară și cred că acolo în ceruri va continua această muncă de aici, de pe pământ. Candidatul Partidului Național Liberal s-a aflat în campanie electorală în Argeș, Klaus Iohannis, a participat la conferința PNL Adunării Regionale Sud-Muntenia desfășurată la Pitești. Președintele României Klaus Iohannis a participat vinerea trecută la conferința PNL din cadrul Adunării Regionale Sud-Muntenia. Evenimentul s-a desfășurat la Sala Sporturilor din Pitești și a fost precedat de o vizită a președintelui în centrul municipiului, alături de staful său de campanie și de politicieni din județ. Nu,
Acum am ajuns aici la ultima întâlnire regională, dar cum este bine scris, ultimii vor fi cei din tâi. Eu și cu voi, Partidul Național Liberal și cu alte partide democratice care vor veni lângă noi, să reconstruim România. Dar nu vreau ca PSD-ul să plece oricum. Eu vreau ca PSD-ul să plece în cel mai democratic vot. Eu vreau ca PSD-ul să plece după alegeri. În ultima săptămână de campanie electorală și Mircea Diaconu a fost reprezentat pe străzile din oraș. Reprezentanții Alianței Un Om prin membrii ALDE au stat de vorbă cu alegătorii. Alianța Democraților și Liberalilor Argeș, reprezentanții Alianței Un Om, își desfășoară campania electorală în stradă, zi de zi. ALDE și Pro-România își exprimă susținerea pentru Mircea Diaconu la funcția de președinte al României. Împreună cu colegii din zona Craiovei Războieni facem promovare, încercând să-l sprijinim la prezidențiale pe Mircea Diaconu, cel care este de-al nostru, nu numai român, ci și argeșan. Suntem siguri că șansele lui sunt destul de mari. Turul 2 este ca, din punctul meu de vedere, este ca și atins. Dincolo de luptele politice, candidatul Mircea Diaconu consideră Constituția carta de căpătâi a președintelui. Așa încât, cităm, președintele reprezintă, veghează, mediază, garantează, consultă, propune, desemnează, participă, numește. Dacă vrem să avem țara pe care o merităm, spune Mircea Diaconu, ar trebui să facem lucrurile cum scrie la carte. Duminică, 10 noiembrie, românii sunt chemați la urne după 4 săptămâni de campanie electorală. Vă mulțumim! Succes! Cei care nu doresc să fie surprinși de sezonul rece se pot bucura de o varietate importantă de haine, încălțăminte și nu numai. Târgul producătorilor autohtoni de la Casa Cărții poate fi o variantă și pentru cei care vor să-și schimbe garderoba sau sunt deja în căutarea cadourilor de Crăciun. Pentru a răspunde cerințelor celor care își doresc produse de calitate la prețuri accesibile, producătorii autohtoni și-au amenajat standurile la Casa Cărții. Oferta variată vine în întâmpinarea sezonului rece cu haine de blană, de piele, jachete, tricotaje, confecții, lenjerie de corp sau încălțăminte. Pentru cei care își doresc să-și schimbe garderoba sau să achiziționeze diferite suveniruri sau produse de marochinărie pentru a scăpa de grija cadourilor de Crăciun, târgul producătorilor autohtoni poate fi o variantă. Am o colecție exclusivistă. Prețuri pentru femei care se iubesc mai mult, pentru sărbători, pentru revelioane, pentru orice fel de ocazie din viața noastră. Am venit din Timișoara cu încălțăminte din piele naturală, încălțăminte de calitate foarte bună, la prețuri foarte bune. Sunt modele multe, moderne. Vă așteptăm cu drag, sunt și de damă, sunt și de bărbați, deci poate să vină pentru toată familia. Târgul producătorilor României așteaptă pe piteșteni și nu numai, zilnic între orele 10 și 19 până sâmbătă 9 noiembrie, când va fi ultima zi. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile de la Pitești. Sunt Cristina Munteanu, vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți cu Antena 3. La revedere!